La sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, preasfințitul părinte Petroniu, episcopul sălașului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia IP, Protopopiatul și Mleu Silvaniei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Ziua a fost marcată și de comemorarea românilor uciși în toamna anului 1940 de armata ungară. În cadrul Sfintei Liturghie a fost hirotonit un diacon pe seama parohiei Ceaca din Protopopiatul Jibou. La finalul slujbei, ierarhul a acordat o diplomă de apreciere primarului comunei IP ca urmare a implicării acestuia în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la Biserica Parohiei. Episcopul Sălajului a oficiat apoi o slujbă de pomenire pentru cei 157 de localnici români uciși de armata ungară în noaptea dintre 13 și 14 septembrie a anului 1940. Prin evenimentele întâmplate în anul 1940 la Ip, aceasta a devenit o comună martir. Venim cât de des puteam aici. Anul acesta am săvârșit Sfânta și dumnezească ca liturgie, am hirotonit un diacon, și la final am săvârșit un parastas pentru cei care au fost asasinați aici. Dumnezeu o să ierte. Ziua de astăzi este și o zi de adâncă durere, de întristare. Astăzi, noi îi pomenim pe cei 157 de români uciși în acea noapte de 13 spre 14 septembrie. Bisericuța noastră o putem numi Biserica Suspinului. De ce? Pentru că aici, în această biserică, urmașii, rudenii, prieteni, apropiați, toți care au cunoscut evenimentul de la IP, au venit și au vărsat o lacrimă. Pentru martirii de la IP, noi în fiecare an ne rugăm, îi pomenim și facem parastaz. Comuna Ip a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1208 sub denumirea de Vila Ipu.